poate spune că e un meci special și pentru foști jucători la Bacău. Geaman, Apostol, Codreanu, chiar și Bogdan, care am vorbit. Păi nu văd de ce ar fi un meci special. Nu văd prea mult. Știi, cum și când joci împotriva echipei, ai ambiția de a câștiga. Dar nu e prima oară când joacă împotriva echipei. Nu sunt jucători din 19 ani care se pierdă, sunt jucători cu atâta experiență. Unii dintre ei au jucat și în prima ligă împotriva Bacăului. Nu văd care ar fi problema. Doar așa din afară se face o presiune, zic eu, inutilă, pentru că eu cred că au avut posibilitatea toți din jurul echipei FC Botoșani să-mi cunoască pe decât ca și caracter. Și atunci ar trebui să fii convinși că vom face totul să câștigăm jocul ăsta. Mă refer la cei din Bacău și nu numai. Tot vestiarul trebuie să încercăm să câștigăm jocul cu Bacău. Pentru că, repet, e foarte important pentru noi să nu mai fim stresați, dacă vreți, de situația din clasament. Cum crezi că vei fi privit acasă după ce vei câștiga meciul ăsta? Indiferent cum, e să-mi privi la fel acasă. Am două fete, soția, deci mă privesc la fel. Dar vorbiți de Bacăuani, am jucat atâta timp la Bacău, am antrenat, nu cred că voi fi privind nasol.